De ce vreau să știu? După concertul tău, pe ziua ta de naștere, dacă tu te mai gândești la vreo retragere, după ce ai văzut câtă lume te adoră. Da. N-am fost premiat niciodată eu. Dar cum a venit retragerea asta? De la burnout-uri? Nu de la burnout-uri. De la faptul că viața nu înseamnă doar muzică. Da. Poate o să pictez, poate o să scriu. Da. Deci dacă ai talent și l-a pictat... Ai talent la pictat? Da, sigur. Păi și o lucrare, ceva? Am făcute, dar nu le-am expus. Ținute în casă, bănuiesc. Da, studiez. Bine, dar e cumva o declarație surprinzătoare, pentru că tu chiar iubești muzica și în ultimii ani chiar s-a văzut că ai lansat doar ce ți-a plăcut. De fapt, asta faci mereu. Și de asta zic că e surprinzător. Da, iubesc cartea, eu scriu. Arta nu înseamnă doar muzică, nu. Normal că așa m-am făcut cunoscut, dar am multe de oferit. Practic, nu e chiar o retragere, un adio pentru totdeauna, e doar... Vreau să fac și altceva. Eram curioasă, pentru că eu știu că artiștii chiar... Măi, e un mediu foarte obositor. Oricât de obositor ar fi, nu muncim pe șantier, hai să fim serioși. Zi-mi așa, dacă tu pictezi fata ta, bănuiesc că ați pictat împreună? Cum? Ai pictat vreodată cu fetița ta? Da, normal. Are talentul ca tine? Deci o să vedem lucrări expuse în curând. Eu așa zic, da.